Iubiți credincioși, vom citi un cuvânt de învățătură la duminica care urmează, duminica a treia după Paști, a Sfinților Mironosițe, a Părintele Arhimandrit Serafim Man, de la Rohia. Așadar, Arhimandrit Serafim Man, Duminica Mironosițelor, rolul femeii creștine. În componența familiei creștine, care formează marele corp al bisericii, al societății, primul loc îl ocupă mama și tata. Familia este și trebuie să fie celula unde se nasc și cresc cele mai alese flori ale virtuților creștine, unde se formează caractere religios-morale ale tinerilor vârstare. Fiecare familie trebuie să fie un chip al familiei sfinte. În munca sa, soțul, tatăl, este ajutat de aceea care și-a unit pentru toată viața ființa sa de soție, mamă, care are datorie sfântă de a face din idealul vieții sale idealul dragostei creștine, care îndelung rabdă, nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, nu se poartă cu necuvință, nu caută la ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește rău, toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. 1 Corinteni, capitolul 13, versetele 4 până 7. Acest nobil sentiment călăuzește în viață atât pe mamă cât și pe tată, pentru a-și crește copiii în atmosfera sănătoasă a cinstei și a omeniei, a muncii și a hărniciei, precum și a ocolirilor ispitelor care duc la păcat. În centru familiei creștine, alături de mama, alături de tata stă mama, acest noian de iubire față de toți cei care sunt în jurul ei. Ea este ca o stâncă în sânul familiei și nu se lasă înfrântă de furtunile vieții. Ea se luptă pentru toți ai ei, cu puterea dragostei, cu puterea credinței și cu puterea dragostei. Mama alături de tată este primul dascăl care sădește în sufletul copilului în perioadele primilor 7 ani cele mai nobile sentimente și cele mai alese însușiri, întreținând în mijlocul familiei Duhul credinței, al rugăciunii și al sfințeniei. Când rostim cuvântul mamă, deodată învie în sufletul nostru chipul ei. Toate binefacele ce se leagă de acest cuvânt sfânt, pentru care pe toți ne cuprinde un profund respect. Este primul cuvânt care îl pronunță copilul după ce vine în lume. Nici o limbă nu are un cuvânt atât de destul de profund, o vorbă destul de dreaptă pentru a exprima tot ceea ce inima omenească ar putea simți, toată admirația, toată mulțumirea, toată iubirea, toată recunoștința către ființa care ne-a dat viață. Când zici mamă, zici parcă viață, soare, pâine. De ce? Pentru că în cuvântul mamă se îngeminează și viața, și soarele, și pâinea. Nu este decât un singur cuvânt care poate exprima iubirea firească la toate popoarele, din toate timpurile și din toate locurile, în toate limbele. Un cuvânt mic, format din două silabe, pe care de la leagăn până la mormânt, îl rostesc tot și care rezumă veșnica închinare ființei cele mai apropiate de Dumnezeu. Acest cuvânt este mama. Mama este cuvântul pe care îl rostești mereu și care îți aduce în față cea mai sfânt chip și cel mai drag chip, cel mai sfânt și cel mai drag chip, pentru că fiecare dintre noi am avut sau avem o mamă care este cu prețul vieții sale, care cu prețul vieții sale ne-a dat nouă viață. Mama poartă copilul la sânul ei, îl naște, îl crește, îl hrănește cu laptele ei, îl copleșește cu dezmierdările ei. Copilul trăiește din viața mamei, vede cu ochii mamei, vorbește cu limba mamei, simte cu inima ei. El are nevoie de mamă, țipetele lui ies din pieptul lui plăpând, lacrimile îi curg din ochișori, sunt semnele dorului după mamă.
Copilul rotește privirea căutându-și mama și dacă nu o află, plânge. Dacă o află, zâmbește și gura lui îngână cuvinte neînțelese de fericire că este lângă ea. Cine ne-a ferit pe noi de atâtea primejdii și necazuri ale copilăriei? Cine putea să vegheze la căpătâiul nostru atât cât a veghea ea? Ea nu mai s-a putut bucura de bucuriile noastre și a simțit toate durerile noastre. Mama este mereu preocupată de ce gândesc, de ce vorbesc și mai ales de ce fac copiii. Veghează ca o candelă aprinsă ca să poată da societății oameni întregi, virtuoși, buni credincioși bisericii și vrednici cetățeni ai patriei. Ea își dă bine seama că neglijența copiilor când se conduc de capul lor, primejduindu-și sănătatea, caracterul, pricinuind exemplu negativ pentru ceilalți copii, se datorează în cea mai mare măsură părinților, care n-au controlat și n-au supravegheat cu atenție comportarea acestora. Este mai mare satisfacție pentru o mamă să dea societății blăstare sănătoase de caracter, apte să reprezinte idealurile cele mai nobile ale oamenilor, idealurile de progres și de bună înțelegere. Cu adevărat, după Dumnezeu, ea este ocrotitoarea omenirii. De aceea, toate datoriile vieții, dintre toate datoriile vieții, cea mai frumoasă și cea mai plină de răspundere este datoria de mamă. Blestemul în dureri vei naște fii, facere capitolul 3, versetul 16, rostit de Dumnezeu asupra femeii, a sortit-o să fie martira familiei, pe genunchi și pe brațele mamelor, cresfinții lui Hristos, conducătorii și binefăcătorii cei mari ai neamurilor. În religia noastră sunt atâtea exemple vii, în special mame, prezentate de Sfânta Scriptură și de istoria bisericească, universală și cea națională, care prin credință, prin iubire și stăruință, prin devotament și jertfă neprecupețită, au săvârșit adevărate minuni, rămânând pilde de urmat pentru toate generațiile și din toate locurile și din toate timpurile. Prin activitatea și prin stăruința și rugăciunile Sfinte Elena s-a încreștinat fiul ei, Sfântul Constantin cel Mare, și prin el întregul Imperiu Roman. Prin educația și grija mamelor, Sfântul Vasile cel Mare a devenit stâlp al bisericii, iar Sfântul Ioan Gură de Aur a ajuns podoaba bisericii și un extraordinar orator. Amintim apoi pe fericitul Augustin și exemplele care s-a convertit datorită rugăciunilor și lacrimilor Sfintei Monica, mama sa. Și exemplele ar putea continua. Prin dreapta credință și prin rugăciunile mamei sale Anastasia, marele Sfânt Andrei Șagun a devenit cel mai vrednic mitropolit al Ardealului. Și cum n-am putea aminti pilduitoarele mame ale Sfântului Ștefan cel Mare, Monahia Maria Oltea și ale Mihai Viteazul, Monahia Teofana și atâtea altele. Dar cine ar putea să înșire numele tuturor oamenilor care au devenit nemuritoare prin opera lor creștină? Se știe doar că mamele creștine sunt columnele pe care se sprijină întreaga Biserica lui Hristos și toată speranța neamurilor pământurilor. Din ființa unor asemenea mame au devenit sfinți toți cei care cu răbdare, statornicie și bărbăție au străbătut calea acestei vieți cu credința în Hristos. Ce mare rol a dat Dumnezeu femeii, rolul de mamă. Dureros este că mai există femei care nu voiesc să-și înțeleagă rostul lor dat de Dumnezeu, călcând legea rânduită de Dumnezeu. Mame și femei creștine, priviți icoana Maicii Domnului, care plină de dragoste ține în brațe pe sfânt pruncul ei, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul ei. Maica Domnului este chipul desăvârșit al mamei, mama ideală, modelul tuturor mamelor și femeilor și mamelor. Aleasă este care vărsatul zorilor
pentru că a alungat noaptea și toată întunecimea păcatului și a adus în lume ziua cea purtătoare de viață. Maica Domnului este prototipul acelor mame cu suflet de erou, ale căror chipuri ne apar atât de strălucitoare în viața bisericii primare. Despre care dascălul culturii clasice al antichității păgâne, Libaniu, filozoful Libaniu, retorul Libaniu, spune că a rostit celebrele cuvinte: Doamne, ce minunate femei au creștinii! Să rugăm pe bunul Dumnezeu și pe Maica Domnului, cea mai bună dintre mame, să dăruiască poporului nostru cele mai bune și cele mai vrednice mame. Să rugăm pe bunul Dumnezeu și pe Maica Domnului să dea cea mai bună și cele mai bune, cel mai vrednice mame. Dacă mamă este cuvântul cel mai frumos și cel mai gingaș, tot așa este și cuvântul tată, nume de nădejde și nume sfânt. Dumnezeu este Tatăl tuturor, iar Tatăl trupesc este purtătorul de grijă al fiecărui membru al familiei. Mama reprezintă dragostea casei, iar Tatăl autoritatea și siguranța, căci El menține ordinea necesară în cadrul familiei. El poartă răspunderea bunăstării casei și prestigiul familiei. Mama, prin purtarea ei de grijă, ne ferește de greutăți, iar tata, prin osteneala muncii lui, ne asigură existența unui trai onest și îndestulător. Tatăl este acela care îndură atâtea greutăți pentru ca familia să nu ducă lipsă de nimic. El aleargă de zor și până noapte, de multe ori, făcând din noapte zi pentru a câștiga în sudoarea feței lui mijloacele necesare vieții, hrana, îmbrăcămintea și locuința. Tatăl este acela care se lasă bătut de vânturi, ars de soare, îndurând zgomotul, praful necăcios și gazele fabricilor, ori purtând sarcină răspunderilor pentru bunul mers al treburilor oștești, educând tineretul la catedră sau la altar sau în alte locuri de muncă, unde se confruntă cu nevoile și cu greutățile vieții, toate acestea fără să se plângă. El știe că soția și copilașii îl așteaptă acasă, plin de dragoste și de speranță. Pe drept cuvânt lui se poate spune stâlpul casei. E bine să ai tată, dar e greu să fii tată. Cu toate acestea, misiunea tatălui în familie este nespus de mare și de nobilă. Greutățile vieții sunt răsplătite de bucuriile pe care îi aduc soția și copiii ascultători, care sunt o adevărată podoabă pentru tată. Într-un cămin plin de dragoste și de binecuvântare, tatăl nu simte niciodată supărare și deznădejde. El muncește cu tragere de inimă, fiindcă știe că jertfa muncii lui nu este zadarnică. Greu este pentru acel tată care, mânat de spiritul de sacrificiu pentru familie, nu este urmat de soție sau nu este ascultat și înțeles de proprii lui copii. Când vorbim despre stâlpul familiei, este necesar să arătăm că mai sunt destui părinți care prin viața și comportamentul lor nu dau exemple bune copiilor, ci sunt adeseori absenți de la îndatoriile ce le revin. Ne gândim la cei ce își abandonează familia, ori se lasă stăpâniți de anumite pate, cum ar fi beția sau prea curvia. Vatra familiei creștine este un altar pe care trebuie să se aducă pururea, jertfa neprihănită a credinței, a dragostei, a sincerității și a păcii. Sfânta Scriptură ne îndeamnă mereu și în mod direct spre cinstirea părinților. Astfel, una dintre poruncile dumnezeiești ne cere: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine pe pământ și să trăiești mulți ani pe pământ. Ieșirea, capitolul 20, versetul 12, Deuteronom 15 cu 16, Matei 15 cu 4, Marcu 7, capitolul 7, versetul 10. Nesocotirea acestei porunci este considerată ca un păcat greu, care aduce după sine multe necazuri, pedepse, aici pe pământ cât și după moarte. Alături de obligațiile ce le avem față de Dumnezeu, în fața ochilor noștri stă și datoria permanentă de a cinsti pe tatăl și pe mama în timpul vieții și după moartea lor.
De la această obligație, nici legile dumnezeiești, nici cele omenești nu fac abatere și nu admit nicio încălcare. Prin urmare, porunca cinstirii părinților trebuie săpată cu litere de foc în inima tuturor copiilor. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe copii să ascultați de părinții voștri întru Domnul, că aceasta este cu dreptate, Efeseni capitolul 6, versetul 1. Iar înțeleptul Solomon zice, păziți legile tatălui vostru și nu le pădați învățăturile maicii voastre, Proverbe capitolul 6, versetul 20. Sau fiule, sprijinește-te pe tatăl tău la bătrânețe și nu-l mângâi pe el în viața lui, Proverbe capitolul 3, versetul 12. Cinstirea părinților definește raporturile noastre cu viața și învățătura bisericii, cu societate și cu noi înșine. Cinstirea părinților ne asigură liniștea conștiinței, fericirea pământească și binecuvântarea lui Dumnezeu, de a fi părtași la fericirea cea veșnică în ceruri. În plan social, cinstirea părinților este unul din mijloacele care a contribuit la disciplinarea individuală a omului, la respectarea normelor de conviețuire socială, la desăvârșirea vieții în comunitate, prin prezentarea unui mod de comportare corectă în raporturile cu oamenii, printr-o conduită civilizată, umană și demnă, pe măsura timpurilor pe care le trăim. Fie ca societatea să pășească pe drumul viitorului, respectând poruncile creștine ale cinstirii părinților și ale conviețuirii în bunăvoire a tuturor oamenilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Hristos a înviat!